Salut, Salut, Daniel! Robert. Bine te-am găsit. Bine ai venit! Mă bucur că te revăd. Live, să zic Da. așa, pentru că ne-am auzit la telefon, dar nu ne-am văzut de mult. Astăzi vom avea ceva foarte savuros și foarte sănătos. Daniel, dacă vrei să ne povestești ce vom pregăti astăzi? Deci, pentru astăzi o să avem o salată destul de simplă și am mers pe vegetarian, cu linte, spanac, mango, rodii. Am făcut un sos aici de un dressing de avocado cu citrus, ulei de măsline, un pic de rozmarin și să-i dăm o savoare aparte. La final o să venim cu ceva castraveți și microplante. Deci ca Ceva semințe, deci o să fie foarte, foarte da. natural, să zicem așa. Și proaspăt mai mult, Proaspăt, da, proaspăt. mai ales că vine primăvara, că Da. afară e urât, acum nu știm dacă e primăvară Așa sau este, încă iarnă. așa este. Da, Ne bucurăm la... că sunteți alături de noi. Avem aici gama de bulioane, Knorr Profesional Bulioane. La această salată am folosit o supă pregătită din concentrat de legume. Este un amestec de ingrediente deshidratate și îl pregătiți foarte ușor. Se hidratează în apă. Am făcut supa la care am folosit-o la acest dressing de De avocado. avocado, da. Am temperat-o, n-am pus-o Da, 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 fierbinte da. pentru a nu se înnegri, a nu schimba culoarea avocado. Totodată la această rețetă am făcut o focaccia, care urmează să o băgăm la cuptor. Am făcut-o în timp pentru că necesită undeva la 45 de minute, 50 de minute de dospire. La cuptor o să o punem la 220 de grade, undeva la un sfert de oră, 15-20 de minute. Da, dacă vrei putem să-i dăm drumul, Da. mai ai ceva de spus, dacă nu ne Putem apucăm da. ușor. Să-mi spui cu ce te ajut. Aici este focaccia, să o punem la... Uite Da, frumos a putem să dospit. o arătăm la cameră. Imediat Stai să-mi iau o să pereche de mănuși, că... scot. Deja a dospit. E A perfect. făcut bule, miroase foarte frumos. Deci așa se prezintă. La ea am folosit rozmarin, roșii uscate la soare. Da. Și în interiorul alatului am folosit și ierbule de Provence. Și ierburile de Provence. Primerba ierburi de Provence, un amestec foarte bun și pentru această Da, variantă de rețetă. categoric. Ok. Bun, o băgăm la cuptor timp de 20 de minute. Mă Bun. ajust un pic cu timpul aici, Da. că Așa. dă-i 15 minute și vedem după aia Ok. cum se prezintă. Perfect. Bun. Temperatura este ok. Da, e perfect. 200 de grade. 215 grade. E perfect. Bun. Bun. Păi să ne apucăm de salată, Da. că suntem în timp. Da, ok. O să-mi trebuiască un bol mare, să Bun. începem O să să aduc un amestecăm bol mare. ingredientele. Astea să le pun eu aici. Așa. O să-l punem noi aici. Să facem Și un trec pic eu în de partea asta spațiu, și îți dau sigur la că mână ce ai da. nevoie. Păi o să începem cu spanacul. Ok, baby Cu baby spanac. spinaci, da. Lintea, care am Este. ținut-o la muiat, am fiert-o, e totul... Ce fel de linte putem folosi? Putem folosi chiar și linta roșie. Eu Da. n-am preferințe, întotdeauna folosesc ce am la îndemână, nu am o Ok. preferință anume. Rodia, Rodie, da? semințele de la rodie, care sunt foarte fresh. Mugurii de pin, eu prefer mugurii de pin să fie cruzi, pentru că avem o salată fresh Da. și prefer mugurii de pin să i-am neprăjiți, necopți. Neprăjiți. Da. Aici. Roșiile uscate, le Da. putem pune și pe ele. Un cuțit, dacă te rog frumos să-mi dai și mie. Aici este cuțitul. Mulțumesc.
Bulețele de mango. De unde te-ai inspirat cu această rețetă? Cândva, da? Acum ceva ani, am văzut o rețetă similară undeva în, pe net, în Grecia, era rețeta asta, chiar când am fost în Creta. Și mi-a plăcut ca și idee prima oară. Era foarte colorată, cu semințe, vie, cum s-ar spune. Doar că dressing-ul l-am făcut eu diferit, am zis să vin cu ceva mai... Să îmbunătățesc mai bine, să, da, și am pus un dressing de avocado și a ieșit mult mai, mai gustoasă. Ia inițial ce dressing avea? Sau un dressing de lămâie cu ulei de măsline, deci nimic diferit față de restul. Am înțeles. Am să te rog să-mi dai o farfurie. Farfuria pentru... Da, pentru salată. Ok, să șterg eu aici, că e puțin ulei pe... Bun. Ok. Asta aici. E că nu vedeam lingura. Îți pun farfuria acolo sau întâi o... Imediat, stai o secundă, te rog. Se pregătește și rapid, nu e foarte... Da, nu durează foarte mult, mai ales că dacă le ai gata pe amplas, ești undeva la 10 minute, maxim cel mult 10 minute, dacă vrei să fii un pic puturos, știi cum s-ar zice. Frunzele de andivă. Da. Le-ai ținut în, le-am ținut în apă cu, cu lămâie și un pic de portocală. Să nu se amărească. Exact, sau da. Să da. Păstreze și să-și și păstreze culoarea. Culoarea tot. Și să fie, adică să fie exact, crocante. Să nu... Exact. Țin minte când lucram pe vasele de croazier, foloseam foarte mult andivele. Le puneam și în... castravetele? Da, îl punem la final. La final. Da, da, da. Îl foloseam la portocală, la rață, pardon. După atâția ani de... Arată foarte bine. Da, da. Și la final o să pun... Dacă te rog să-mi dai un bol mai mic, să dau cu un pic de ulei de măsline pe castraveți. Da. Mulțumesc frumos. Pur și simplu ulei de măsline, exact, sare, da, piper. Un pic de sare, un pic de piper și se pune în topul salatei. Vrei și puțin citrus fresh? N-ar fi rău, da. Da, aroma intensă citrus fresh și dă o aromă de prospețime. Câteva picături doar. Aici. Este un amestec de mandarină, lime și yuzu. Yuzu foloseam foarte des când lucram în restaurantele asiatice. Da, la, da, la salată, da, la salate, pește. La pește, la supă, la... Cam asta ar fi. O să mai adăugăm câteva... semințe de rodie. Și imediat scoatem și focaccia, care mai are puțin. Și o putem servi cu focaccia. Să duc eu asta în este spate. Un preparat ușor de făcut. Consider că în majoritatea restaurantelor se pot adapta genul ăsta de rețete. Da. Mai ales că majoritatea acum suntem cu diete, cu... Na. Super. Chiar arată foarte bine. Da. Și imediat și focaccia cred că mai are... Mai are 9 minute. 9 minute, e perfect. O întrebare de la Gabriel. Vrea mai multe detalii despre dressing-ul pe care l-am pregătit. E foarte simplu de făcut. Eu l-am blendat, am curățat avocado, am pus citrus, da?
un pic de stoc Da, citrus fresh. stoc de legume. Am pregătit supa clară de legume, un din pic de concentrat sare, de legume. Piper, un cățel de usturoi, da, un pic de rozmarin puteți să puneți. Eu de obicei când fac genul ăsta de dressing-uri folosesc foarte mult ierburile de Provence. Da. Pentru că au o aromă Ai foarte adăugat și la el? Intensă. Da, 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 foarte Da, puțin. deci s-a Au o aromă adăugat foarte și intensă. primeva ierburi de Provence. Blendat foarte bine și să iasă ca un dressing nu foarte gros. Majoritatea, acum fiecare gătește cum îi place. Dressing-ul mie îmi place să fie foarte lejer, da, adică da, să curgă puțin, exact. Să nu fie... Dacă îl facem sos, îi punem mai puțin, mai puțin puțină stoc. Supă de Exact, legume. Da, da. Și i-ai mai adăugat, să un zic pic așa, de pentru consistență și sos pentru... picant, Da, da. sos de ardei iute. Și cam Hellmann's. asta, cam asta e, deci nu e nimic. Și la final un pic de ulei de măsline pentru aromă. Cu toate că punem și în salată, mie îmi place foarte mult uleiul de măsline. Prefer să pun Da, și un malei exagerat de mult. Ulei de măsline foarte extra virgin. Virgin, da, da. Da. Inclusiv și la focaccia am pus aproape 60 de mililitri de ulei de măsline la 500 de grame de făină. Destul de mult pentru un preparat, dar eu consider că uleiul de măsline e foarte sănătos și totodată dă un gust foarte bun preparatelor. Se putea servi și cu altă pâine sau bine, acum da, depinde. Se poate, poți să pui crotoane dacă vrei, poți să folosești o pâine Dar asta e fiind normală. Pregătită tot în stilul Exact, da, mediteranean. ar fi de E preferabil de o preferat. focaccia, corect, Da. corect. Sau o pâine din zona aia, nu știu, sau o Da. pâine normală, o baghetă în care să pui ceva ierburi de Provence Da, în aluat, în să-i dea aluat. o aromă aparte. Deja miroase destul de bine focaccia. De-abia aștept Asta este să... o focaccia genoveză, nu prea o găsești, cam majoritatea restaurantelor acum merg pe focaccia normală, aia subțire, făcută în cuptor de pizza. Asta, din punctul meu de vedere, merge la orice, de la o supă de pește până la o salată sau, nu știu, chiar și un steak, dacă îți place Poate fi aroma. pregătită dimineața Da, da, sigur, și sigur. Și să o ai ție pe pentru parcursul zilei. zilei. În Italia, când am fost, acum ceva ani, am făcut 2 săptămâni de pregătire, acolo în fiecare dimineață, asta făceam, mai întâi făceam panificația, după care ne apucam de amplasul din bucătărie, da. Cei drept era un restaurant destul de micuț, undeva la 45 de locuri, dar amplasul era, îți lua 3 ore de... Da. Îți ocupa foarte mult din timpul tău. Spune-mi ce te-a adus în bucătărie sau cum ai devenit bucătar? Dacă îți mai aduci aminte, era un post de televiziune cândva cu Teo Trandafir. Da, și da. Cu maestru Tănase Șaptea Petrișor, ABC, da, parcă. pe Tele7 ABC. Da? Și eram micuț, aveam undeva la 6-7 ani și mereu o băteam pe mama la cap, hai să facem și noi. Bine, erau pe atunci niște rețete complicate, să zicem, fiind Da. după Revoluție, nu aveam noi atât de mult habar de anumite rețete. Și primul preparat pe care l-am făcut cu mama a fost dovlecei umpluți cu feta și mărar. Mamă, și când am văzut că mi-a ieșit, am zis, gata, de acum încolo. Și am început, pe parcursul anilor, la un moment dat am zis, nu mă fac bucătar, că nu vreau să fac altceva, am vrut să mă duc în cadrul armatei, dar, mă rog. Da. Și ne-am dat la liceul de profesie, da. Ne-am făcut școala de bucătari. Viilor sau Hermes. Hermesul. Și am zis, băi, dacă am intrat în hor, mă duc până la capăt. Da. Și ușor, ușor am început în cadrul hotelier. După aia am plecat pe vasele de croazieră, a început să-mi placă, am prins microbul de da, pe ai stat vase, ceva timp, da, am stat 5 contracte. Aha, am da. Vrut anul ăsta să-l fac pe al 6, anul trecut pe al 6-lea, dar a venit pandemia și am zis să stăm acasă, da, da. Și da, pot să spun cu mândrie că am lucrat în cele mai bune restaurante din România până da. La ora actuală. Da. Da. Inclusiv pe vasele de croazieră, pe companii destul de mari, cunoscute de majoritatea bucătarilor, că suntem da. Toți în același cerc. Foarte, foarte interesant și bine. Ai și învățat foarte multe... Da, da, da. Și totodată diferite am forțat adică. Oarecum și timpul
din viața mea, să zic așa, pentru că am renunțat și mi-am sacrificat timpul meu pentru bucătărie, am făcut ceva școlarizări și afară, adică n-am rămas doar pe bucata asta de predat la școală și ce am învățat și aici. Da, am da. Zis să merg cu un pas înainte și să combin utilul cu plăcutul. Dar a meritat. Chiar a meritat. Felicitări. Mulțumesc. Chiar a meritat. Ce da. Ai realizat. Da. Da. Ne mai uităm puțin la... Hai, mai avem două minute. Două minute, perfect. A format o crustă foarte plăcută. Frumos. De obicei mai dai cu ulei de măsline când o scot? Înainte de a o pune în, la dospit, pune la dospit, îi mai dau cam 10-15 ml deasupra să tragă aluatul cât mai mult. Hai să vezi atunci când o tăiem, ea e atât de pufoasă, fragedă, da? Pufoasă. Și când strângi, iese practic uleiul din, am din înțeles. Ea. Nu e chiar foarte healthy, dar e da. Atât ulei... Deci o felie avem voie. O felie, da, e suficient. Am înțeles. Da. Dar dacă îl combin cu un ulei de măsline bun și cu un aceto balsamic bun da. Și mănânci așa pur și simplu, crede-mă că nu te oprești, te duci până departe. Da. Și înainte de a băga la cuptor, am uitat să precizez, îi dau cu sare grunjoasă deasupra. Cu sare grunjoasă. Da. Nu am avut o sare destul de bună, niște fuși de, da, de sare. Bun, da, bun, da, da. Întreabă... Prin cine ai fost la curs în Italia? Da, prin nu știu dacă e ok sau... să-i pronunț da, numele. Sau... Am fost executiv la un restaurant din zona de aici, din Băneasa, și patronul mi-a făcut cunoștință cu executivul șef de la Formula 1 Pirelli din Italia. Deci printr-o și cunoștință. Printr-o cunoștință am ajuns acolo și am făcut cursurile respective. Ce drept, restaurantul era un restaurant cu o stea sau două Michelin, nu mai rețin exact. Ce-i drept, Fabrizio Tanfani este numele lui, dacă doriți să-l căutați pe net. Din punctul meu de vedere, este unul din cei mai de top șef bucătari din zona Italiei, din Piombino, San Vincenzo, partea asta. Și așa am ajuns așa să fac arată asta. Arată focaccia. Mă, cum miroase. Da. Îți vine să mănânci așa. Așa. La timpul de dospire, v-am spus și mă repet, e undeva la 40-50 de minute, depinde de temperatura camerei. Dacă avem un dospitor, clar, putem să-l băgăm în dospitor, e la jumate timpul, dar mie îmi place totul să vin așa. De la sine, lent. Roșiile puteau fi puse și în interior? Sau nu, prefer să le pun deasupra, că le îngroapă oricum aluatul atunci când îl ții la dospit. Am înțeles. Poți să pui roșii sherry, poți să pui ce noi vrei tu. Nu are, da, mie uscate. Îmi plac mai mult roșiile uscate. O să folosim aici tocătorul. Vezi că frige. Da, știu. Așa. Putem să o scoatem. Stai să-i tai, așa, tai tu marginea. Noi am pus o folie de desubt. Mă gândeam să o trag pe tocător, dacă o să pot. Dacă vrei să te ajut. Aha, nu, mai trebuie mai să... Mai taie din... Ia mănușatul. Perfect. Și acum cred că pot să... Da. N-are nimic dacă s-a rupt un pic, că doar oricum o tăiem. Da. Așa. Mai trebuie să-i... Uite ce frumos se văd ierburile în aluat. E și partea asta. Așa. Perfect. Arată foarte, foarte fragil, bine. Da? Să mai lăsăm un pic să nu se încruzească dacă o tăiem. Da. Da, și vorbeam de cursuri. Cursurile au durat undeva la 15 zile. Dar a fost ceva de neuitat. Rețeta de focaccia, Cristina, o veți găsi pe site www.ufs.com. Da, rețeta de focaccia...
Daniel, dacă vrei să Da, spui. e foarte simplu. Ne trebuie 500 de grame de făină. Eu prefer făina de 550-650. Puteți să folosiți și 30, nu. 250, 25 de grame, pardon, de drojdie proaspătă. 400 de mililitri de apă, sare 10 grame, zahăr 10 grame, ierburile de Provence 15-20 de grame. Eu prefer să pun, dacă ar fi după mine, și 30 Super, de grame și tot borcanul, că nu mă deranjează. da, chiar miroase Da, foarte miroase bine. foarte bine. O frământăm, dacă avem un malaxor, o frământăm undeva la 25-30 de minute. Dacă o frământăm la mână, e bine să o frământ cât mai mult ca să se amestece bine. Totuși, eu ne-am luat destul de moale. La Da, da, mână da. La ar fi. mână e. E Și mai. în timp ce se malaxează, se pun cele 40 de mililitri de ulei de De măsline. ulei de măsline. O așezăm în tavă. După ce am așezat în tavă, o dăm cu sare. Îi punem roșiile uscate, roșiile sherry, ce doriți să puneți. Rozmarinul, poți să pui și cimbrișor, da? Da. Și restul de ulei de măsline se pune deasupra, Cu sarea grunjoasă da, și peste sarea ulei. grunjoasă, și se acoperă cu Cu folie de folie. plastic ca să stea cât mai, să țină căldura acolo. Se Perfect. lasă 40 de minute la dospit. Cuptorul întotdeauna îl avem pornit să fie Încălzit încălzit înainte. la 200-220 de grade și timpul de preparare este de 15 minute. Da, foarte simplu, așa Da, e. da, da. Foarte simplu. Putem folosi aluatul ăsta chiar și la baghetă, că vorbeam mai Da. devreme de baghete, doar că ajungem la o cantitate de apă mult mai puțină, undeva la Ca să 300-350 de poți forma. mililitri, să o poți forma. Da. Și indicat e atunci când o formezi să o pui în straturi de folie de pergament. Știi, să-i faci spațiu la Da, ca să să-ți rămână rămână. ca o baghetă, exact, da. Da. Totodată cu pâinea, știi că am discutat, am rămas, îmi deschid o brutărie, Ah, pentru că sunt da. foarte axat Ai rămas, da, ai rămas pe pe, partea da, asta m-am rămas de. pe partea asta cu pâinea și o să fie o pâine artizanală, adică o să merg pe clasic. Am înțeles. Da, interesant. Da. Hai să tăiem totuși, că nu Da? mai ai răbdare. Îți aduc un cuțit de pâine Te rog sau? frumos, da. Da? Nu mai ai răbdare și vreau să gust și din ea. Așa. Mulțumesc. Da, e foarte Da, pufoasă. da. Și ține, să știi, adică noi ăsta în restaurant îl făceam astăzi de dimineață și ne ținea până seara, rămânea proaspătă. Adică Cam nu. câte, să zic, din tava asta sau din cantitatea asta, câte porții? Depinde, dacă ar fi după mine, mie mi-ar ajunge jumate. Glumesc. Da. Nu, ajunge undeva la 5-6 porții pentru că e foarte sățioasă. Nu are ameliorator, nu are absolut nimic, e pur și simplu făină cu apă și ulei. Și din cauza asta te și saturi repede din ea. Și după ce se usucă, crutoane. Ies niște crutoane extraordinar de bune. Adică nu. Da, chiar arată foarte bine. O să Da. iau și eu un colț Te rog. să văd Insist cum chiar. este. Să-ți. Și vezi, e foarte, foarte Foarte, fragedă, da, foarte. fragedă. O putem pune undeva aici. Foarte aromată. Gustoasă. Și merge foarte bine cu avocado, cu lintea totodată, cu spanacul, cu Să-mi roșiile simt uscate, adică se ierburile, să simte, simte uleiul. da. Foarte bun. Aceasta este prima rețetă, nu? Da. Este un preparat vegan, de post. Da, N-am categoric, pus nimic categoric, n-am pus nimic animal animal în rețetă. în rețetă. Foarte sănătoasă totodată, adică o putem folosi chiar și la, nu știu, pentru sportivi, pentru.
O poți servi dimineața, la prânz, seara. Seara, înainte de culcare. Da. Foarte da, bună. Foarte, bine, fără foarte... foc aceea seara. Da. Da. Bine, cine ține regim? Noi mai greu cu regimul, mulțumim, cel puțin Daniel, eu, cu mare drag. Pentru această rețetă, pentru a doua rețetă, văd aici multe, multe produse, multe ingrediente. Ce pregătim pentru a doua rețetă? O să facem un muș de vită cu sos porcini, hribi, da? Cu un piure de cartofi și tartufata. Și ceva legume o să punem de cor, baby, sfeclă, broccoli, sparanghel, ierburi și ceva ridichi. Dacă te-a ajutat faptul că ai fost în șef la cuțite, în concursul televizat? Da, pot spune că mi-a dat un, un vibe, să spunem așa, mult mai bun, pentru că... imaginea mea a fost ridicată la standardele pe care le așteptam. Și da, m-a ajutat destul de mult și emisiunea Șef la cuțite. Am avut de învățat și de acolo tot felul de rețete. Munca în echipă a fost mai dificilă, să spun așa, pentru că nu cunoșteam pe nimeni. Da, da, și era totul ce fac acum. A fost un a fost o experiență plăcută. Da. Și da, m-a ajutat destul de mult emisiunea. Da, și Gabriel mai are o întrebare. Dacă avem noi curs de bucătar Unilever Food Solutions, noi avem aceste sesiuni pe care le susținem în momentul de față online, dar în Unichef se poate, să zic, participa, dar nu este un curs de bucătari. Cursuri de bucătari se pot face la școlile cu care mai colaborăm, Horeca School în București, în Brașov este Culinary School Chef George Valeri, în Brașov, deci și în Craiova este Hospitality School Culinary Academy, da, unde este Cristian Dumitru. Și mai este o școală de renume, Escoffier, da, Discipel Escoffier, la care la fel te poți înscrie. Acum depinde ce dorești să faci și unde vrei să ajungi. Dar dacă sunt aceste școli și te poți înscrie la un curs pe care îl pregătesc. Bun. Trecem la treabă. Să-i dăm drumul, da. Da. O să am nevoie... Da, între timp, scuză, m-am și uitat. Am făcut mușchiul de vită la sous vide. Mi-am dat față pe la tigaie, să închidem porii, da? Am făcut un dressing din smoke, dacă... cu ceva rozmarin, ulei de măsline, sare și piper. Da. Și un cățel de usturoi, le-am pus în punga de vacuum, ulei de măsline bites, cât de mai fapt, mult, o marinadă. Am pus uleiul de măsline pentru că cu toții știm, uleiul de măsline este cel mai bun conservant pentru sous vide. Uh-huh. I-am dat o oră la 55 de grade, după ce îl scoatem de acolo, îl punem pentru 5-10 minute la cuptor. Și îl servim cu sosul, piureul, sosul pe care o să-l facem acum, piureul pe care îl facem acum și pe el. O să blanșăm legumele și cam asta ar fi. Da, am folosit deci acest deep smoke. Este o ceapă coaptă cu zahăr afumat, pentru că n-am folosit un grătar. Da, de am lemne, preferat da, să pun, am pus să-i dau aroma aparte, care... da. Da. Este, să zic, gustul și aroma identică cu cea corect pregătită a cuptorului, la da, grătar. Știi bine că eu am lucrat foarte mult timp pe geospăr și prefer da, aroma asta de fum. Îmi place foarte mult. Da. Păi, îi dăm deja drumul? Este aproape gata. Acum are un minut sau două, cred da, că da, mușchiul de vită și e să gata. Să spui, tai cartofii, da? Da. Pregătesc eu cartofii. Între timp o să dau drumul la sos. Am aici ceva resturi de la mușchiul de vită. Am să te rog, dacă se poate, să-mi dai da, o
te rog. Fierticioară, să pun astea la prăjit. Bun. Să le călesc. Mai adâncă, mai... E perfect. Aici. E perfect pentru ce ne trebuie nouă. Pentru cartofi. E foarte bună. Cartofii o să-i pregătesc direct în apă rece. Da, da. Cred că am nimerit bine, nu? Da. Perfect. Așa, mi-am pus apă aici. Bun. Tai cartofii cuburi. Eu am pus uleiul de măsline. Aștept să încingă foarte bine ca să ardă un pic legumele. Vin cu carnea, o să punem sosul de demiglas de la Knorr. Da. Acolo avem pentru 250 de ml de apă. De apă. Bun. Sunt în jur de 28 de grame, 27-28 de grame pentru 250 de ml de apă. O să am nevoie și de sare și piper. Așa. Și un pic de boia. Și ceva foi de dafin. Este gata. Acum este gata și mușchi de vită. Da, poate să mai stea acolo fără probleme. Da, de preferabil atunci când folosim sous-vide-ul, eu în restaurant îi fac șoc termic, da. Și îl țin pe amplas, când am nevoie doar îl iau, îl pun pe geospăr și îl dau afară. Așa. Punem cartofii în apă rece. Când începe să fiarbă, o să adăugăm sare. Bun. Ce preparate îți plac? Să pregătești. Sincer, bine. Îmi place cel mai mult să lucrez cu pește și fructe de mare. Da. Da, dar cu vita a început pasiunea pentru vită de 3-4 ani, să zic. Când a început și la noi să ia amploare cu geospărul, cu, știi că de ceva timp e la noi, nu e de foarte mult timp moda cu cărbunii, cu grătarul pe, da. Și da, peștele pentru mine e, mai ales că sunt pescar, da. Îmi place mult la pește, deci da, așa da, e. Da, da, nu, peștele pentru mine e și sănătos, adică, na, îl poți mânca oricând, cu, chiar dacă ești la dietă sau nu. Eu când pun, de obicei când folosesc legumele și le călesc, fiecare legumă pe care o pun, dacă am pus usturoi, da. Acum e sare, piper, am pus și apa aia, sare, piper. Da. Da, o întrebare de la Nicoleta. Dacă la suvid am ținut o oră la 55 de grade. 55 de grade, da. Da, este corect. 55 de grade, timp de oră. Pentru cantitatea care pentru, avem da, aici. Exact. Că... Dacă cantitatea era mai mare, adică bucata de mușchi era mult mai mare, aici am porționat-o, am mai și brezat-o înainte corect. Pentru a închide porii. Dacă era o cantitate mai mare, creștea și timpii de preparare. Corect. La sous vide. Ok. Așa. Boia. Bun. Să-i pun acum și foile de dafin să... Ce mai adăugăm? Rozmarinul, foile de dafin... Deci o să iasă un sos foarte aromat, da, și... Da. Și de preferabil după ce terminat sosul, să-l strecurați, pentru că știi și tu, rămân corect. Și să iasă un sos fin, trebuie strecurat, ca să nu... Deja a început să miroasă usturoiul, da. Și rozmarinul. O să vin și cu bucățile de ceapă. Bun. Iar sare, iar piper. Deci nu pregătim demiglasul doar din apă și acest produs, din Knorr demiglas. Obținem și acest
să zic, acest stoc de carne, deci toate căzăturile care au rămas de la mușchi, pielița, o folosim în acest sos pentru a da o aromă cât mai intensă, corect. Bogată. În loc să pregătim timp de 12 ore, da? Corect, cum se face clasic este. De micrasul. Corect. Și ai pregătit și o supă din... Da. Da? Deci da, da, da. Ai și o supă din bulionul lichid de vită pe care o adaugi... Atunci când venim și okay. cu... Bun. Sare, piper. Mai trebuie. Ceapa șalotă sau mai folosim ceapa șalotă pentru ea? Mai punem... Atunci când facem sosul, atunci când o să călim, când călim cribii, o să punem șalotă, un pic de usturoi, deci stocul pe care l-am... Da, te rog. Da? Stocul pe care l-am... îl facem acum. Eu întotdeauna când folosesc hribii, porcinii, păstrez... Păstrez cum apa să de la tai mărunt? Mărunt, da. Mărunt, da. Okay. Păstrez apa pentru că o folosesc atunci când fac sosul. Uh-huh. Okay. Mă adaug și boia. Și usturoiul vrei felin, nu? Da, da. Trebuiască să blanșăm și legumele. Da. Foarte bună aroma la sfecla asta. Da, baby sfecla. Foarte intensă. E destul de intensă. Da. Coniac am. Bun. Să te rog să-mi dai și mie. Da, am să pun și aici și atunci când o să facem sosul de ciuperci. Uh-huh. Ok. Aici este coniacul. Mulțumesc. Așa, să stai și doi căței de usturoi. Apă fierbinte, dacă te rog. Da. Ai 300 de mililitri aici. Perfect. Mi-am permis să-mi pun un pic de bulion de vită. Bulion de vită. Bun. Pe care îl voi adăuga acum. Îmi place că are o aromă foarte puternică. Este obținut din bulion concentrat de vită, legume. Deci este identic cu cel pregătit de la zero, de la zero. Este am foarte înțeles. Concentrat. Da, da, da. Un litru de
bulion de vită ajunge pentru 61 de litri de supă. Deci acum, deci, să zic că ai pus în jur de 15 da, mililitri. Da, normal cam 12 trebuia. De asta am adăugat mai multă apă, 300 de mililitri de apă ca să nu fie foarte sărat. Bun, o tigaie pentru ciuperci. Da. Avem aici și apa de la ciuperci. Așa. Unt avem aici. Bun. Aici avem ceapa și... Îmi place atunci când folosesc untul la prăjit, la călit, la orice altceva, înainte de a-l topi, practic, în tigaie, oală, cratiță, ce folosesc, să pun un pic de ulei de măsline. Chestia asta am învățat-o tot atunci când am fost la cursuri. Să nu se ardă. Exact. Și mi s-a părut o chestie foarte, foarte interesantă. Că practic topești grăsimea în grăsime. În grăsime, dar vegetală. Aceasta, să zic, poate să atingă undeva 200 de grade fără să se ardă. Da. Punctul de ardere este foarte, foarte sus. Foarte ridicat, da. În schimb, la unt, undeva la 100 de grade, 110, începe deja să... Deja începe să se caramelizeze și... Pentru care... Are, să zic așa, zero, care corect conține și zaharoză și... Din cauza asta îți dă și izul de caramel atunci când îl, când îl arzi. Aveam o rețetă la un moment dat cu capere și unt. Unt? Sos sau... Ajungea untul ars. Îl strecuram, deci după aia îl puneam iarăși pe foc și aruncam, și aruncam caperele în grăsimea aia încinsă. Cei drept aveau o aromă și un gust extraordinar. Îl dădeam la Doversol. Foarte bun. Foarte bun ca sos, rețetă, tot. Bine, tocmai ți-am zis, cu peștele eu sunt... Poate o să te mai invit să pregătim și un pește. N-am, cu siguranță o să vin. Știi bine că îmi place să colaborăm. Se poate procura foarte ușor Mona Lisa catalogul, îl poți descărca online de pe site-ul ufs.com sau un coleg de-al nostru, dacă ne spui unde, la ce locație lucrezi, un coleg de-al nostru ți-l poate aduce și printat. Am adăugat și untul. Ok. Ce vrei, usturoiul sau ceapa? Hai cu usturoiul. Bun. Așa, și ceapa. Ca să nu fac mai multe drumuri. M-a învățat un coleg și un bucătar să folosesc această ustensilă. Mulțumesc, Dumi. Chiar foarte ok. Da, și nu mai faci, să zic, cu cuțitul e mai dificil. Și stricăm și lama totodată. Da. Așa. Am făcut și puțină mizerie aici, o să strâng. Ok. Bun. Călim bine ceapa, usturoiul. O să venim cu apa de la ciuperci. Da, Am păstrat apa de la E foarte ciuperci. Gustoasă. Îi dă aroma e mult mai puternică. Aroma de hrib. Corect. Eu la hrib întotdeauna folosesc rozmarinul. Pentru că îți pot folosi cuțitul. Da. Îi dă o aromă aparte, mai gustoasă, mai bună. Poți să folosești și rozmarin uscat? Sau... Da, sigur. Cum să nu? Chiar și ierburile de Provence pe care le avem, le putem folosi. Ok, după care ciupercile lăsăm așa cuburi, nu? Mie îmi plac să le lăsăm să se vadă, știi, când pui pe orice preparat
pe muși de pe vânat și la vânat și poți la să vânat, folosești, mai ales clar. Că sunt din zona vânatului, să spunem așa. Da, prefer să le las așa, că se simte și altfel când le ai bucăți mai mari. Da, am adăugat apa de la ciuperci. Apa trebuie foarte bine strecurată, apropo de asta, pentru că mai avem să mai întâmplă să mai avem nisip, mai da. O lăsăm să scadă foarte bine. Acolo mai adăugăm aici apă, mai adăugăm un pic de apă. O să adaugi un pic mai mult, că o să mai dureze puțin. La sosul de hribi, dacă avem tartufata pe care o punem în piureul de cartofi, o să adăugăm puțin la finalul preparării sosului și un pic de tartufata, să rămână o aromă mai intensă. Da, tartufata, cine nu știe, este, să zic așa, ciupercă, o trufă blendată în ulei. Da, corect. În ulei de măsline. Bine, nu o să găsim acum tartufata avem pură. Este un amestec de trufe cu ciuperci, măsline. Și cu măsline. Și cu măsline, da. Și ciuperci și măsline. Pentru că e destul de scumpă o pastă de ciuperci. Nu, doar trufe. Nu cred că își permite toată lumea să aibă așa ceva în restaurant. Haideți să punem o oală cu apă la fiert și pentru legume. Da, să le blanșăm. Un loc acolo. Da. De fapt o să pun direct apă fierbinte. Da, ca să ne fie mai ușor de... Fie mai ușor. Asta le pot tăia ca să ne... Bun. Punem apa la fiert. Așa, acolo avem broccoli, sparanghel și baby porumb. Întâi o să blanșez porumbul ca să nu... Da, că durează oricum puțin mai mult la porumb decât la broccoli și la sparanghel. După care facem... Bun. Ce ar mai trebui? Cu ce te mai ajut? Sfecla roșie am fiert n-am curățat-o. Am spălat-o foarte bine înainte și se poate folosi ca atare, necurățată. Da? Dar trebuie foarte bine spălat. Sfecla roșie o să o folosim pentru decor, în combinație cu mușchi de vită, cu sosul. E foarte, foarte ok. Mai fierbem un pic aici, o să adăugăm okay. Demiglasul. Da, pe site online nu există catalogul de descărcat, dar puteți vedea acolo toată gama de produse pe care o avem în România. Uite ce frumos s-a îngroșat, vezi? Da, deja... Și acolo o să adăugăm... O să venim cu demiglasul, da? După ce o să-l finalizăm, și ciupercile. Și ciupercile. Și la final de tot o să punem o linguriță de tartufa. Tartufa, da. Da. La piure, pentru o rețetă mult mai simplă, mergem clasic. Se putea folosi și piureul Knorr. De acord, sigur. De multe ori, să știi, uite, am încercat și pâinea să o fac cu fulgi de cartofi și e și foarte bună. În comparație cu cartofii natur. Da, pentru că nu... normal, când faci pâinea cu cartofi, se fierbe cartoful în coajă. Da. Și după ce l-am malaxat și așa, nu știu, mi-a lăsat nu mi-a plăcut. Și am zis, dacă mixez cartoful natur cu fulgi de cartofi, sigur, pentru că totodată fulgii trag apa din cartof și a ieșit altceva. Adică a ieșit mult mai bun. Da, eu ți-am spus, da, îmi plac. De fapt, avem o rețetă pe site de a lua de pizza cu fulgi de cartofi. Cu fulgi de cartofi. Ce bine arată asta. Să scoatem mușchiul din... Da, da? Da, n-ar fi rău.
După aia o să-l punem în O cuptor. să La schimb cuptor eu o să aici, stăm, ca să o să scoatem stea mușchi, o să puțin. schimb planșa. Ar fi bine asta să-l punem în spate, pentru că nu am nevoie acum de el. Știi de ce o să am Bun. nevoie, Robert? De Da. o crăticioară să strecor Imediat. demiglasul și totodată o să strecor și ce am aici Da. în Da. ca să Aici o rămână să fin scoatem mușchiul. și un tel. Da. Avem aici crăticioara. Stai puțin să facem așa. Așa. Mulțumesc. Telul. O să strecurăm că nu vreau să avem surprize în sos. Bun, și o să mai strecurăm. Da, da, da. Imediat. Te rog. Așa. Mulțumesc. Și bun, a început să fiarbă apa. În apa în care vom blanșa, o să pun concentrat de legume, ca să-și ia și corect aroma. Și acum facem și minunatul sos. Aici se dăm un cartofii pic. Fierbi, tot în regulă. Aduc o strecurătoare. O să lăsăm cam un minut morcovul să fie pătruns. E tânăr și nu trebuie mai mult de un da. Minut. Porumbul, nu morcov. Porumb, scuze. Scuze. Deci acum da. Mă gândeam. Porumb. Da, se putea să da. Pune și morcov. Clar. Baby morcov. Clar. La pește îmi place să folosesc foarte mult baby morcov. Pentru că, na, peștele clar, are o culoare da. Așa, wow, și ce vii, vii, și da, sosul. Da, vii în ajutor cu diferite legume. Așa, putem scoate porumbul. Sosul a început să fiarbă. Deci putem adăuga acum demiglasul. Da, l-ai da. Acolo cântărit. Bun, și ce frumos miroase. Da, miroase și sosul și porumbul. Așa. O să blanșăm și buchețelele de broccoli. Apă rece, ca să-l scoatem direct în apă rece. Ca era să-i bine dacă menținem aveam și culoarea. Și gheață. Da, ideea e că îl folosim da, acum, îl nu îl folosim ținem pe amplas și folosim și, doar apă da, rece. Corect. A început să îngroașe și sosul. Uite, îl pun aici, că e o flacără mai iute. Aici ținem mult mai puțin. Deja a căpătat o culoare vie. Mie la final de fiecare dată când termin cu sosul, da. Îmi place să-i pun un cup de unt și să sting focul. Da, și rămâne să fac o catifelat. Exact, îi, da, da. Îi face o peliculă, o peliculă numai, de nu mai formează crustă. De unt de și da. nu mai formează crusta aia. Mai lăsăm câteva secunde. Ce frumos arată.
Asta am terminat. Pot pune aici. Așa, am pregătit blatul pentru mușchiul de vită. Și mușchiul de vită. Da, este o rețetă cu multe elemente, dar destul de, dacă sunt pregătite din timp. Da, 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 categoric. Mie îmi plac farfurile bogate. Să am de toate, și legume, și sosul, și piureul, și carnea. Adică să mă satur dintr-un main course. Clar. Un fel de bază. Salata a fost de salata destul de ușoară. Da. Dacă renunțăm la focaccia, e și mai ușoară. Da. Da. Bun. Ce frumos a făcut. Și avem aici și câțiva muguri de sparanghel pe care îi blanșăm. Ai pus tu sare la cartofi? Poftim? Ai pus sare la cartofi? Nu, acum o să sau te rog pe tine, acolo este sarea. Stai să nu iau zahărul. Am mai făcut o prostie săptămâna trecută. Zahăr. Am făcut un pan de șpan cu vișine și în loc să pun zahăr am pus sare și n-ai vrea să știi ce gust avea. Așa, la fel, punem puțin apă rece aici, ca să menținem culoarea. Sosul a început să îngăroașe ușor. Mai punem apă rece. Vrei să scot eu mușchiul de vită? Da, te rog. Așa. Mă repet, normal, atunci când folosim în restaurant, e bine să-l scoateți și să-l pui direct în apă cu gheață pentru a-i da un șoc termic și totodată nu se mai gătește. Pentru că el, și dacă îl scoți de aici, tot în continuare el se gătește, da. Da, e bine întotdeauna când faci un muș de vită, după ce îl scoți de pe grătar, din cuptor sau de pe tigaie, oriunde, să-l lași la relaxat. Știi bine, ai văzut că lasă sânge, zeamă mai și lasă na. Zeamă. Așa, am scos și deci avem toate elementele aici. Aici putem opri. Nu mai avem nevoie de supă, o să o iau de aici. Pot să iau platoul ăsta, să pun mușchiul da, pe el. Ca să se și vadă când l-am după ce îl scoatem din pungă. Da. Îmi dai, te rog, o foarfecă? Da. Asta vreau să te ajut. Bun. Putem folosi și puțin din jiu care... Da, da, sigur că da. În, să se pun în... Stai în... să-ți dau o strecurătoare? Sau... Da. Stai o secundă, te rog. Mai ales că aici avem și deep smoke. Deci acesta este un sos cum trebuie, pregătit ca la carte. Perfect. Așa, mai avem. Perfect. Ce bine miroase. Da. O să îți dau o crăticioară mai mică pentru că nu avem așa de mult sos ca să se vadă, da. Corect. Să se vadă. Sigur. Dacă vrei îți aduc eu acum. Da, te rog. Între timp eu scot mușchiul de vită. Îl mai strecurăm o dată, de fapt. Da, da. Așa. Poți să... Și putem pune pe... Sau bine, putem să lăsăm. Poți să-l muda? Sigur, da, te rog. Bun.
pun. Este gata. Deci mușchiorată într-un mare fel. Ok. Să șterg puțin aici. La sus avem două variante. Ori punem ciupercile direct în demi-glas pentru că am călit deja usturoiul cu șalota, cu un pic de rozmarin, unt și ori dacă nu putem, atunci când vrem să punem stocul peste șalotă, usturoi, atunci da, trebuie călite un pic și ciupercile să-și tragă aroma. Putem să le punem direct în sos. Sigur. Și după aceea, le mai lăsăm un pic să fiarbă cu sosul. Da. Și suntem aproape gata, nu? Suntem aproape gata, da? O să trebuiască doar mușchiul de vită, să-l mai punem un pic la cuptor. Da, să scot eu... Ia auzi, le pun pe toate că... Bun. Păi cred că putem să-l punem, sau vrei să ieșim cu... Nu, cum dorești. Nu, mai bine că na, decât să scot tava, mai bine le punem direct... Deci pot să le pun, da? Sigur că da, te rog. Cuptorul este la 215 grade. Cleștele e acolo lângă tine. Poftim. Mersi. Și o să-l ținem 5-8 minute. Ok. O să vreau să gust un pic din sos. Cred că o să le scoatem tot aici, după ce da, terminăm. Sigur. Las aici. Ai spus 8 minute, da, maxim? Da. Okay. Și o să-l punem cu grilul sus. Da. Bine, cred că aș putea să le mai... Da, n-ar fi rău. La... La jumătatea timpului vedem, să le, da, să și îl și probăm dacă da, e, nu știu da, cum îl mănânci tu, eu îl mănânc blue. Aproape aproape crud, da, dar chiar am fost acum, medium rare, îmi place. Acum ceva ani la un restaurant, nu la noi în țară, undeva în Istanbul. Și acolo a fost prima oară când am mâncat black and blue. În adică? Crustă de piper. Și băga direct în jar. În jar și atât. Dar era mai crud decât blue, știi, când am îl faci înțeles. la Jospor. Da, și mi-a plăcut extraordinar de mult, pentru că și carnea, carnea era a lor. Am înțeles. Chiar am rămas un pic uimit, ca o carne foarte bună ei. Turcii, da. De vită. Și în general, carnea de oaie, de... Da, ei nu mănâncă carne de porc da, și... Da, da. Bine. Eu am rămas surprins și șaorma cum e la ei și toate cele. Da. Da, a mai venit o întrebare de la Cristian Nica, îl salutăm și pe el, un bucătar din Constanța. Întreabă dacă nu sunt prea multe elemente pe farfurie, pentru farfuria asta. Din punctul meu de vedere, nu, pentru că nu o să punem tot. O să punem câteva legume doar de efect, de ca efect, să zic așa. Am da, înțeles. Bineînțeles, cantitatea pregătită este pentru 4 porții. Acum corect, puteam să avem deja pregătit totul, doar să ansamblăm, doar să farfuria. Asamblăm farfuria. Am corect, să stăm mai mult cu voi. Și totodată, mă repet, mie îmi place farfuria să fie bogată, să am de unde alege. Sosul e gata, o să sting focul. Așa. Da, domnul șef Dumibuc, da, trebuie să fie organizat.
Altfel, îți dai seama, pierzi din clasic. Piureu, nu știu cum, da, e în ce aproape stadiu gata. se află. Sunt gata cartofii. Cum preferi, să la mână sau poftim? La tel îi facem? Sau? La tel, da. Perfect. O să aduc eu un tel mai... Am aici telul. Avem deja smântâna și untul acolo. O să strecurăm puțin. Aici sunt gata. Da, cred că putem să le și strecurăm, nu? Da. Atunci să ne o să fie le... mai ușor când le... Așa, să mi-l dai și pe ăsta, să... Ok. O să aleg câteva din ele. Aici, și ăsta este gata. Bun. Așa, oprim și cartofii, sunt... Gata, avem toate elementele. Cred că poți să întorci mușchiul de viță dacă vrei. Da, o să-l întorc. Te rog. Aici avem cartofii pe care i-am scurs și mă uit la mușchi chiar la jumătatea timpului. Scuze. Bun. Mușchiul este aproape gata. Deci l-am lăsat 7 minute, l-am întors la jumătatea timpului. Perfect. Uite ce frumos și-a luat își grilul. Își ia frumos grilul. Foarte bună. Cum acum și de această tavă teflonată. Da. Îți adaug puțină... Te rog. Aici avem smântână. Mergem pe clasic acum, știi? Da. Așa. Și câteva cuburi de unt. Două, chiar patru cuburi de unt. Puțină sare. Te rog. Cred că ajunge. Și o linguriță de ulei. Perfect. Cred că este... E suficient, că și cartofii văd că sunt apuși. Bun. Știi ce, te rog? Să-mi dai un bol. Da. Pentru că vreau să aerez trufele în piure. Mai mare, mai mic, acesta e bun? E perfect. Da. Acum pun și un pic de trufă. Cartofa. Și în sos. Poți să-ți iau telul de acolo, nu? Te rog frumos. Am terminat, gata. Ok. Așa, o să scot eu pe șervet de hârtie mușchiul sau așa. Ok. Mușchiul este gata.
Aici este mușchiul. Arată foarte bine. Ridicile o să le tai un pic că sunt cam mari. O să-ți, să zic așa, o să-ți fac aici, eliberez aici ca să pun farfuria. Te rog, da, sigur. Ok. Chiar arată foarte bine mușchiul. Bun. Să ștergem puțin aici. Sosul e gata. Totul e gata. Da. Bun, bun, acum o să adaug trufele. Da. În deci piure. Trecem la montaj. Da. Și ți-am spus, mă repet, mie îmi place să-l aerez. Mie nu-mi place să-l amestec. Să se vadă așa o... Se vadă diferența între piureul de trufe și piureul de cartofi. Exact. Uite, vezi, îi dă o altă... Arată da, cu totul altfel. O să iau o lingură... E marmorat. Exact, o să iau o lingură curată. Da. Da? O să folosesc o spatulă. Bun. Acum se poate pune pur și simplu rustic. Categoric, fiecare se poate pune într-o fiecare pune exact formă rotundă sau cum dorește, n-am chenel. Mulți o să facă, cum se zice, mișto, să zic așa, da, că zici că dai glet. Da. Dă-mi un șervețel, te rog. Așa, un șervet ca să... Să tamponez ușor mușchiul. Da, trebuie lăsat... Da, zic că îi trebuie lăsat la relaxat, tocmai din cauza asta. Știi și tu că rămâne... Da. Încă el se gătește, da. Bine, sucul acesta dacă îl lași la respirat, adică să... La relax, la da. Relax, la odihnă, o să-și tragă înapoi acest... Corect, corect. Acest lichid, care este foarte nutritiv. Acum venim cu... Câteva... Sparanghel. Reparat acolo puțin, da. Să lași mai jos bolurile. Da, da. Uite, am tăiat un pic din... Din baby. Da, că era porumb. Prea mare. Venim și cu un pic de ridiche roșie. Puțin alb, puțin roșu. Bine, sunt câteva elemente, nu este foarte încărcată, este foarte colorată. Da. Sfecla roșie. Trebuie să o punem undeva, uite aici. Și cu pomișorii de broccoli, care o să-i tai ca sunt prea... Era bine dacă era și un baby broccoli. Baby, da, carrot. Și ăla era perfect și baby. Îmi dai o farfecă, te rog. Aici avem câteva frunze de măcriș care se potrivesc foarte bine cu legumele. Dă bine și pe farfurie. Nu sunt numai pentru decor, adică se pot... Chiar și în salată îl poți folosi, spune, sigur că da. Da, uite, era bun niște baby morcov acum, dar... Așa, și sosul demi-glas cu hribi. Cu hribi. O să pun un pic de hribi sus. După care vin cu... Cu sosul... Wow! Da, arată... Scuze. Foarte bine. Și pot pune și un pic de rozmarin. Da, și să zic așa, să venim cu partea cu carnea în fața
clientului. Acesta este preparatul, felul principal. Un main course, da. Un main course. Eu zic că este destul de consistent și gustos. Ușor de făcut, deci nu e ceva, da, ceva dacă greu, ai toate elementele greu pregătite de făcut, din corect. Timp, da, mezamplasul bine făcut, e destul de, de simplu de pregătit. De preparat, corect. Vă mulțumim mult. Da, aceste preparate care le-am pregătit azi împreună cu Daniel vor fi găsite pe site ufs.com la secțiunea rețete. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și așteptăm întrebările voastre, dacă mai aveți. Și vă dorim mult succes, să ne revedem cu bine și față în față, să degustați și cât aceste de curând, preparate. Da, corect, cât de curând. Numai bine. Sănătate! La revedere!